Bună ziua, mă numesc Sulpan Giulia Ioana, sunt elevă în clasa a 5-a la școala gimnazială Alexandru cel Bun din Iași. Astăzi vă voi prezenta parcul de distracții făcut în Minecraft Education Edition. Să începem. Aici avem un gărduleț și o intrare în formă de curcubeu. În fața acesteia se află două standuri pentru bilete cu cei doi angajați. În partea stângă se află un carusel cu patru intrări pentru a putea intra pe orice parte venim. Aici se află câțiva căluți din plastic și câteva scaunele de genul acesta. Cam așa arată caruselul pe din afară. Aici avem o pistă pentru mașini de curse. De aici se începe și tot aici se sfârșește după ce trecem de toate obstacolele. În mijloc avem o fântână care funcționează non-stop. În partea aceasta se află o piscină a câte două tăpăgane, unul acoperit și unul în aer liber. Patru șezlonge, un duș și un jacuzzi. Aici se află un loc mai mult pentru relaxare, pentru că se află colace și niște plute. Aici avem trei trambuline. În partea aceasta se află patru standuri diferite cu mâncare și dulciuri. În spatele acestora se află măsuțe și fotolii pe care putem sta ca să mâncăm. Iar aici se află o roată sau un London Eye. Și o mică intrare unde putem intra în aceste căsuțe. Spre final avem aici un roller coaster. Este destul de mare. Haideți să mergem spre el. Și de aici începem. El este făcut pentru amuzament, dar și pentru a vedea tot parcul de distracții. Nu este foarte rapid, dar tuturor care au venit aici s-a părut amuzant. Putem vedea de aici London Eye sau roata, iar aici se sfârșește roller coasterul și harta. Cam aceasta a fost, sper că v-a plăcut și mulțumesc de timpul acordat. La revedere!